Oficial am ajuns în India în mai. Zborul în care mă aflu acum a fost cel mai tare zbor pe care l-am avut până acum. Și spun asta pentru că avionul este super cool. Nu știu dacă s-a ocupat 10% din capacitatea lui, sincer. Plecarea de acasă. Acum mă aștept să am o mică problemă și probabil vă întrebați despre ce vorbesc. E bine, eu am drona cu mine și accesul cu drona în India este interzis. Bineînțeles că eu am știut despre această regulă dinainte să decid să vin în India. Doar că am căutat pe internet ce opțiune am să pot intra totuși cu drona, pentru că mi-am dorit să am drona cu mine. Ceva oficial nu am găsit, am găsit doar lucruri neoficiale și aici mă refer la faptul că am găsit mai mulți călători pe YouTube care au reușit să intre cu drona și ei au trecut prin două situații. Prima situație a fost situația în care cei de la securitate nu i-au controlat destul de bine și au reușit să rămână cu drona, și a doua situație în care cei de la securitate le-au găsit drona, iar călătorii respectivi au trebuit să le spună tot felul de povești și au o dronă cu ei și cu greu au reușit până la urmă să îi convingă pe cei de la securitate să le lase drona și așa au intrat cu drona în India. Sper să am și eu același noroc. Bineînțeles că aș prefera prima variantă, să nu mai stau să am bătăi de cap și să rămân cu drona, să nu mi-o conviște. Totodată m-am pregătit atât sufletește cât și psihic să rămân pentru dronă, să rămân fără dronă. Până la urmă mi-am asumat acest risc pentru că știam despre regula asta, dar totuși sper să termine totul cu bine și drona să rămână la mine în rucsac. Avionul ăsta de la Air Arabia arată perfect, perfect arată. Nu știu care e motivul, dar presupun că este un avion nou. Și am ajuns în țara mult visată. A început nebunia deja, nici bine n-am ieșit din aeroport, că e nebunie maximă. Toată lumea claxonează, se iau la bătaie pe aici pe stradă, că se încurcă în trafic. Ia uitați-vă. Hello, mate. E nebunie totală, nebunie totală. Abia aștept să explorez India, sincer. Eu abia acum am ieșit din aeroport, aici sunt pe un drum aproape de aeroport. Și mă îndrept spre hotel. Hotelul meu este foarte aproape, am 2,8 km de mers. Așa că nu mă mai complic să iau mașină sau taxiul. Hello. Yes sir, how are you sir? I'm good, thank you very much. Good morning sir. Good morning, good morning. Where you want to go? Near, is near here, 1 km. I'm okay. Yes, yes, come. I'm not hurry, I'm not hurry. I want to enjoy this trip. Enjoy? Huh? Enjoy. Hello mate. Come, 100 rupees. Only 100. No, I'm okay. It's just 1 km. Ok, thank you very much. Da, deci cum spuneam, a început nebunia, toată lumea vine și te întreabă dacă te duce undeva, bla bla bla. Dar eu îi refuz să mă și pare să fie ok dacă îi refuzi. Deci nu e absolut niciun fel de problemă. Trebuie să vă spun că este foarte cald. Foarte cald și este abia 7 dimineața. Și eu sunt nedormit de aproape, de fapt într-o oră fac 24 de ore de când nu am dormit. Și ținând cont că e 7 dimineața, eu o să merg la hotel. De fapt acum o să merg să încerc să schimb banii, să mănânc ceva. După care o să merg la hotel și bineînțeles o să ies afară, să mă plimb pe aici prin jurul, doar nu o să mă duc acum să mă culc și o să mă culc diseară. Și sper eu să-mi revin. Până la hotel am 2,7 km, deci pe jos ar trebui să-i fac cam în 15 minute. Doar că GPS-ul ăsta mă cam încurcă, sincer.
Până acum mi-a arătat să merg altfel, acum îmi dă o altă rută. Da. Nu știu ce se întâmplă. Așa că o să trebuiască să mă orientez și revin după. Deci la prima impresie, India mi-aduce aminte de România anilor 90 sau nu știu, 80. Habar nu am. Totul arată așa super ciudat, exact cum arăta la noi 90-2000. Și da, condusul e nebunie mare, exact cum îmi place mie. Dar sincer să fiu, cred că dacă m-aș urca la volanul unei mașini acum, nu aș face față. Pentru că mi-am ieșit din mână, în ultimii 5 ani am condus doar camioane și bineînțeles că n-am mai putut să le conduc cum conduceam eu de obicei mașinile mele. Dar da, îmi place. La prima impresie chiar îmi place India. Cred că o să aibă multe de oferit. Și încă un amănunt. Aici se conduce exact ca în Anglia. Deci trebuie să fiu foarte atent, pentru că eu acum sunt obișnuit cu traficul din România, pentru că am fost acasă și am stat 3 săptămâni acolo. Dar o să mă obișnuiesc înapoi, cât de curând. A apărut și prima problemă. Mi-a rămas cardul blocat în acest bancomat. Sincer, am vrut să văd dacă mi-a comision și nu mai pot să-l scot. Pur și simplu nu mai pot să-l scot. Da, chiar nu am nicio opțiune. Acum trebuie să mă chinui până reușesc să-l scot. E nebunie totală aici în Mumbai și deja am întâmpinat prima problemă. Am fost la hotel unde trebuia să mă cazez și mi-au spus că ei nu mai au camere. Și am spus că am rezervare și a zis nu mai avem camere. Și m-a trimis la un alt hotel de lângă, unde nici acolo nu aveau camere. Așa că acum am rămas și fără hotel și fără bani. Cardul meu Revolut Metal, din păcate, nu prea pot să-l bag în bancomate pentru că nu intră, este foarte gros. Nu știu de ce l-au făcut atât de gros. L-am băgat într-un bancomat și mi-a rămas blocat. M-am chinuit 10 minute să-l scot. Și acum aștept aici, în fața unor bănci, pentru că am dolari la mine și vreau să încerc să schimb acei dolari în rupii. După care să încerc să-mi cumpăr cartelă, să fac rost de internet pentru a-mi căuta cazare. E groasă rău de tot aici în India, e nebunie totală, toată lumea claxonează, dar nu că claxonează, zici că e un fel de concert cu claxoane, deci e o nebunie totală. Dar n-am ce să-i fac, îi dau înainte, sunt super obosit pentru că am 24 de ore de când nu am dormit și m-am rupt bagajul, nu e atât de greu, dar am mers pe jos 3 km de la aeroport până la cazare. Și m-a cam obosit, sincer. Rucsacul mare are 8 kg, iar rucsacul mic are 10 kg și jumătate. Nu știu de unde s-au scos atâtea kilograme în rucsacul mic, dar astea sunt kilogramele. Deci am 20 kg aproximativ de bagaj. Și rucsacul arată cam așa. Asta e rucsacul mare, unde am doar haine. Și ăsta e rucsacul mic unde am toată aparatura de fapt pentru filmat și lucrurile mele pentru igienă personală și așa mai departe. Da, am început prost în India, în prima mea călătorie în afara Europei, în Asia, dar merg înainte, că nu am altceva de făcut. Aștept doar să deschidă băncile să rezolv cu schimbatul banilor și după să văd ce fac cu cazarea. Da, a început foarte prost aventura asta pentru mine, pur și simplu sunt epuizat. Nici acum nu am găsit să cumpăr cartelă de internet, de fapt am găsit la un magazin de ăsta mic de cartier, dar îmi cerea foarte mulți bani, mi s-a părut foarte mult, 1500 de rupii pentru o lună și aveam 1,5 giga pe zi de internet timp de 28 de zile.
Mi s-a părut foarte mult și nu am cumpărat. Am mers până acum pe jos, cred, undeva la 12 km cu cei doi rucsaci de 20 de kg, pur și simplu m-au rupt în două, sunt super epuizat, nu mai am chef de nimic. Îmi vine să dorm în stradă în seara asta pentru că nicio hotel nu am. Se pare că am început cu un mic chinion în India, dar nu sunt supărat, doar că sunt foarte obosit și nu știu, nu mai am absolut chef de nimic. Și abia acum am reușit să iau internet prin hotspot de la un tip indian și am găsit în sfârșit câteva magazine care se află în aceeași locație de unde aș putea să-mi cumpăr internet. Sper doar să-mi dea cartelă SIM doar cu pașaportul, pentru că am înțeles că mulți nu vor să-ți dea dacă nu ai o carte de identitate aici în India. Așa că trebuie să mai merg cel puțin 2 km jumătate până la acele magazine și sper eu să obțin internet de acolo, să obțin cartela. Și după va trebui să-mi caut neapărat cazare. Și de acolo nu știu dacă o să mai merg pe jos până la cazare, chiar dacă este aproape, pentru că pur și simplu sunt epuizat. Am zis că mai fac efortul ăsta de 2 km jumate și cred că cam atât nu mai pot să duc, nu mai pot. Pur și simplu m-a epuizat și e foarte cald. Este foarte, foarte cald. Mă dor umerii și spatele de nu mai pot. Da, cam atât. Până acum revin de la magazinele unde ar trebui să găsesc acele simuri, să vedem dacă reușesc să le obțin.